mulțumesc tare mult pentru invitație. Salut pe toți colegii de panel. Este exact și intenția mea să încep un pic acum cu dimensiunea europeană. La nivel european, ca membru în Comisia de Afaceri Economice și Monetare și în Subcomisia de Fiscalitate, vă pot spune că preocuparea principală este ceea ce se numește Uniunea Bancară. Și pe partea aceasta, veștile sunt clare. Avem, pe de o parte, e vorba pe de o parte de a ne asigura că există soliditate în sistemul bancar și că nu ne mai prinde vreo criză financiară cum a fost cea din 2008, că zona de fragmentare a pieței este redusă prin armonizarea normelor și, în general, că cei doi piloni, mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție, funcționează și că adăugăm această reformă pe care o lucrăm la care se lucrează de mult timp, și anume un sistem european de asigurare a depozitului, așa numitul EDIS. Toate aceste lucruri nu sunt doar teorie. Practic, în perioada aceasta pandemiei au fost o serie întreagă de măsuri la care s-a lucrat tocmai pentru a putea să vedem care este tratamentul NPL, deci a provizionării împrumuturilor care sunt în zona aceasta nerentabilă, care ar trebui să fie modificările la cerințele de capital. Și cred că, și aici m-aș bucura să ascult și reprezentanții băncilor din România, cred că măsurile au fost luate tocmai pentru a permite mai mare flexibilitate și a putea să, ca sistemul bancar să facă față, să aibă flexibilitatea de a face față șocului pe care, simetric aș spune, pe care a fost supusă economia europeană pe timpul pandemiei. Deci cam acestea sunt inițiativele la nivel european și bineînțeles că sunt gata să intru în detalii dacă este necesar să scoatem în evidență un anumit aspect sau altul. Evident, o a doua parte a prezentării însă se concentrează pe România și, din acest punct de vedere, ceea ce aș vrea să subliniez în intervenția mea este că este nevoie de o combinație de politici publice în viitor pentru a putea să fim siguri că există, pe de o parte, pe dimensiunea publică, o folosire adecvată a unor resurse fără precedent. Discutăm aici de cele 80 de miliarde de euro venite, care pot veni pe diverse canale înspre România. Pe de altă parte, faptul că sectorul privat are la dispoziție cadru, în primul rând, și apoi resursele financiare pentru a putea să se adapteze la schimbările de care este nevoie în perioada următoare. Și aici mă refer la, mai ales la reforma duală la nivel european, cea legată de pactul ecologic și cea legată de digital. Prin urmare, e nevoie de spațiu pentru sectorul privat, astfel încât reglementările să nu sugrume inițiativele private, și pe de altă parte este nevoie de sprijinul public sau ca sprijinul public să fie folosit cât mai eficient. Din acest punct de vedere, sectorul bancar e undeva la mijloc. Deci este exact un pilon important pentru a asigura modul în care se face acest parteneriat public-privat pentru redresarea și dezvoltarea economiei în viitor. Acum să discutăm puțin mai clar ca să explic despre ce este vorba. În primul rând, noi avem acum o situație în care, dacă ne uităm la mediul economic și la întreprinderile mici și mijlocii în special, am ascultat mai devreme pe domnul Florin Jeanu explicând sau interpretând programele de sprijin în ultima vreme, dar realitatea este aceea, dintr-un raport al BNR de acum, cred că 2 ani de zile, deja, care spunea că undeva la 65% din întreprinderile mici și mijlocii din România sunt decapitalizate. Și asta pentru că, din perspectiva managementului financiar, pe de o parte nu există o diferențiere între folosirea banilor personali și banii întreprinderii. Asta înseamnă că bilanțier, o bună parte, deci repet, aproape două treimi din toate întreprinderile mici și mijlocii din România au o problemă în modul în care arată bilanțul lor.
Și din această perspectivă discutăm aici de, în contextul pandemiei, de un număr de companii care, repet, bilanțieri sunt, aș putea să le spun, zombie, și care sunt în pericol de insolvență. Și principala problemă pe care eu o văd aici este că, tot din perspectivă bilanțieră, ele nu pot fi ajutate atât de ușor și din perspectiva reglementărilor în vigoare. Prin urmare, chiar dacă, de exemplu, ai pune pe masă resurse pentru capitalizarea acestei părți a mediului privat din România, ai avea o problemă de eligibilitate din start, pentru că firmele acestea arată în dificultate. Și atunci se pune problema ce putem face împreună cu sectorul bancar pentru ca aceste companii să poată să fie totuși sprijinite pentru a putea să... Să vedem că mănesc că o bună parte dintre ele pot să fie ajutate să treacă linia de plutire. O parte, repet, poate sunt doar din perspectivă contabil-bilanțieră în dificultate, altă parte poate că sunt chiar din cauză că nu mai pot fi finanțate adecvat de către fondatori, asociați sau acționari. Și aici, deci, cred eu că este un lucru care ar trebui pus pe masă foarte serios. Pe de o parte, discutăm aici de cum ajungem la aceste companii care sunt în supraviețuire de mulți ani de zile, cum ne raportăm la companiile care au până la urmă potențialul de a se dezvolta pe lanțurile valorice cheie europene. Și deci cum facem diferența între programe care sunt strict legate de competitivitate economică la nivel european, ceea ce înseamnă participarea României în avangarda europeană pe strategia de politică industrială, și pe de altă parte măsurile care sunt mai degrabă, le-aș îndrăzni să le spun, mai degrabă sociale, care țin de protecția sistemică a unui număr foarte mare de antreprenori care, repet, sunt în supraviețuire. Și aici mi se pare, de fapt, o temă de dezbatere foarte importantă. Dacă este să ne uităm la fondul Next Generation EU și la inițiativele din mecanismul de redresare și reziliență, evident și la Planul Național de Redresare și Reziliență, ce observăm? Observăm că, pe de o parte, într-adevăr, în PNRR nu există, să spun eu, granturi din acela vanilla, deci de tipul care ne-am obișnuit în România, cu excepția domeniului de digital, unde sunt țintite 3.000 de firme, și, să zicem, domeniului de microelectronică, unde este alocată jumătate de miliard pentru dezvoltarea unor investiții masive cu o componentă de grant însemnate, discutăm mai degrabă de instrumente financiare. Aici o paranteză aș vrea să fac, referitor la ceea ce a spus mai devreme colegul meu Florin Jianu, este că în instrumentele financiare putem avea o componentă de grande până la 40%. Deci aici eu cred că ideea aceasta de mix pe care o sugera mai devreme antevorbitorul meu este însă încă posibilă, dar e adevărat că în cadrul instrumentelor financiare maximul de grant, de componentă de grant, este până la 40%. Înțelegerea mea e că e încă pe masă posibilă folosirea ceva de genul banca dă un împrumut, vine instituția financiară parteneră, dă un împrumut, iar după aceea, dacă investiția se consideră îndeplinită, se poate ierta, să zicem, între ghilimele, cu până la 40% din valoarea principalului. Deci am putea avea o garanție cuplată cu o bonificație de dobândă și cuplată cu o iertare din principal, care ar însemna, de fapt, tot un mix de instrumente financiare, incluzând componente de grant. Deci aici eu sunt mai optimist. E adevărat că trebuie și ambiția guvernului în implementare să fie de a nu lua produse de pe raft clasice, deci care să fie doar garanții, ci să-și dorească acest mixaj care încă este posibil în zona aceea alocată pe instituții financiare europene, BEI, cu precădere. Aș vrea în același timp să mai adaug încă un lucru legat de legătura între tranziția aceasta verde și modul în care avem raportarea față de sistemul bancar. La nivel european, ținta de investiții în pactul ecologic este între 1,5 și 2 trilioane de euro.
Și discutăm aici deci de vreo două ori cât avem tot fondul de Next Generation. Și asta înseamnă că ne uităm la sistemul bancar, există multe bănci care s-au angajat să atingă emisii nete de carbon zero în portofoliile lor până în 2050. Multe din aceste angajamente însă sunt cu mult înaintea tranziției în economia reală și aici cred eu că e foarte important ca în sectorul bancar să existe proactivitate. Și aici eu cred că este de gestionat acest conflict potențial sau în fine conflict care este scos în evidență între obiectivele climatice și randamentele financiare. Și din acest punct de vedere, eu cred că sectorul bancar va avea un rol cheie pentru a lua inițiativa, a oferi consilierea necesară și a putea împinge proiectele care să meargă în această direcție. Evident, aici am discutat mai mult despre tranziția verde, dar același lucru se poate discuta pe partea de transformare digitală. Acolo însă pare să fie mai puțin o potențială problemă între randamentele financiare și obiectivele de transformare digitală. Din această perspectivă, cred că deci sectorul bancar, pe de o parte, ca să rezum, pe de o parte ar trebui să ia foarte în serios modul în care recunoaștem vulnerabilitățile mediului privat în România, mai ales acum în timp de pandemie. Ar trebui ca parteneriatul cu zona aceasta de IMM-uri în special să fie reinforțat pentru a avea, să zicem, mult mai mult zona de educație financiară, pe partea de management financiar, de instrumente care să poată scoate la suprafață și ajuta companiile care sunt în supraviețuire, în paralel cu finanțările acestea de avangardă verde digital. Ultimul cuvânt din partea mea, aș vrea să menționez un pic ideea că pe lângă toate fondurile clasice europene, fie că discutăm PNRR sau cadrul financiar multianual, cu componentele lor de grant, cred că cumva noi avem de discutat și despre InvestEU și despre celelalte instrumente financiare la nivel european. Aici cred că este foarte important ca băncile să preia proactiv și acest tip de inițiative de a împinge clienții pe care îi au către acest tip de finanțare. Eu mă strădui la nivelul Parlamentului să cer băncii europene de investiții să creeze un advisory hub dedicat României și tot împing în această direcție. Ar fi bine dacă și din zona bancară ar veni un sprijin similar și din partea autorităților publice. Și ultimul lucru pe care aș vrea să vi-l spun este că, da, dorința mea ar fi fost ca băncile să fi fost implicate în sistemul legat de fondurile europene mult mai mult. Din acest punct de vedere, sistemul ideal la care eu mă gândeam era ceva de genul ca băncile să preia, de fapt, o zonă de intermediere majoră care cumva să substituie relația complicată uneori între firme și autorități publice care nu au o înțelegere a mediului antreprenorial directă. Vedeam posibilitatea ca băncile deci să preia zona de eligibilitate tehnico-financiară pentru ca să nu mai existe practic un plan de afaceri care e făcut pentru bancă și un plan de afaceri care e făcut pentru autoritatea publică, deci această zonă oarecum ipocrită în care încercăm să coafăm proiectele ca să pară că îndeplinesc condițiile europene și că am putea avea un mult mai mare naturalețe dacă proiectele acestea ar fi puse direct pe masă la către bancă. Din perspectiva responsabilității, evident că aici trebuie lucrate procedurile de potențială acreditare, să zicem, sistemică a băncilor și a rolului lor de, să zicem, intermediar, dar cred că într-un viitor ar trebui să avem o discuție mult mai solidă pe această parte. Dacă pe PNRR, deocamdată, se pare că nu suntem foarte inovativi pe implicarea băncilor, deși timpul nu e pierdut pentru că la implementare se pot găsi mecanisme. Pe partea de fonduri europene încă nu suntem acolo încât să avem totul acreditat și m-aș bucura poate să avem această inovare pusă pe masă la sfârșitul acestui an, începutul anului viitor, astfel încât băncile să poată să joace un rol mult mai proeminent. Aici, pentru asta, it takes two to tango, deci trebuie și ca băncile să-și asume această responsabilitate de hârțogărie
Pe de altă parte, eu tocmai asta văd, că dacă băncile s-ar implica, am reduce o mare parte din hârțogărie și am putea avea o relație mult mai naturală de finanțare a agențiilor economice, a sectorului privat. Cred că această dezbatere este o dezbatere care ar putea fi preluată de bănci și continuată de foruri care stimulează acest lucru, cum este Financial Intelligence. Ar merita o discuție dedicată de modul în care băncile ar putea să fie implicate strict pe zona aceasta de fonduri europene. Evident, acum avem un cadru mai larg, de aceea nu vreau să dezvolt mai mult. Mulțumesc mult pentru răbdare și, evident, vă rămân la dispoziție pentru întrebări.